la următoarea sumă, 16.000, 803 de jurnalei pentru lucrările cadastrale privind actualizarea și modificarea hotarelor intravilanului satului Costești. Este cu Institutul de Proiectări, este făcut un contract unde trebuie să corectăm intravilanul satului Costești și trebuie să achităm suma asta, e clar. Ce se întrebare? La domnul inginer. Ce se schimbi în baza corectării? Poftim, domnul inginer. Sau care este necesitatea? Dacă țineți, s-a făcut planul urbanistic. Da. Da. Ca să schimbe cadastrul republican datele din computer, ca ele să fie unii baza de deplasat, să fie în baza de date, să fie schimbate, trebuie proiect. Și acum Institutul de Proiectări din Reglementare Funciară face proiectul cu schimbarea, o fost așa, satul, dar nu a stat așa. Și că fac calculele astea toate și pentru asta și când trebuie să ducă materialele să le include în computer, toate astea se poate de tot 16.000. Domnul Lavot, se aprobă alocarea sumei de 16.831 lei pentru lucrări cadastrale privind actualizarea și modificarea hotarelor. Cine este pentru? Să le dați mai determinat care să le păi e urmă dacă comisia să mai ducă. Eu pentru mine știu și am mai fost, eu dacă am cercetat, dar și care trebuie să ducă la dumneavoastră. Eu